Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Cinci partide unioniste din Republica Moldova au lăsat orgoliile la o parte și s-au reunit într-o mișcare politică, Unirea. Pe același segment unionist însă mai sunt cel puțin două formațiuni politice care pledează pentru consolidarea segmentului unionist, doar că viziunile asupra modului în care ar urma să se producă această consolidare sunt un pic diferite. Acesta, dar și alte subiecte, le discutăm în această seară împreună cu președintele Mișcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la TVR Moldova! Bine v-am găsit! Și cu președintele Partidului Liberal, reprezentant al Mișcării Politice Unirea, Dorin Chirtoacă. Bună seara! Bună seara, bun găsit! Bine ați revenit și dumneavoastră! Bine v-am găsit! Eu, pe parcursul zilei de astăzi, am zis un lucru. Această emisiune va fi una foarte fierbinte. Prin urmare, ținând cont de invitații pe care i-am, prin urmare, aș vrea să vă rog de la început să discutăm calm, fără să dăm cu parul, fără să ne ofensăm. Nu, eu nu sunt bătăuș, adică eu știu că ați mai avut bătăi pe aici, dar nu sunt bătăuș. Fără să sară cineva la bătaie. Exact, la urmă, am mai avut precedent de astăzi. Eu am condamnat faptul de violență și cred că o să mai spun și aici, pentru că personajul e violent și domestic și în tot felul. Da, eu vreau să începem cu subiectul pe care l-am anunțat. Eu în acest platou, nu o singură dată, domnilor, tot discutam cu invitații mei și îi întrebam un lucru firesc. Când se va produce unirea unioniștilor? Iată că în sfârșit am asistat la această consolidare a celor trei partide în această mișcare în această mișcare politică Unirea. Avem în sfârșit un exemplu foarte bun. Prin urmare, inițial, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, domnule Chirtoacă, cum funcționează această mișcare politică? Cine ia decizii acolo? Cine e mai mare? Cine e mai tare? Ca să ne dăm seama cât de durabilă poate fi această construcție. Nu există așa ceva. Avem acordul Mișcării Politice Unirea. Este pe internet, este pe site-ul Partidului Liberal, este pe site-ul celorlalte partide, este pe pagina de Facebook a subsemnatului. Este un document public și toate documentele Mișcării Politice Unirea vor fi documente publice, procesele verbale ale ședințelor și așa mai departe. Vom avea și un site în acest sens. Principiul de luare a deciziilor este unul clasic european. Deciziile se iau prin consens de către reprezentanții celor cinci partide. În cazul în care nu avem consens, printr-o majoritate de 4/5, o majoritate calificată, în cazul în care nicio majoritate calificată de 4/5 nu poate fi atinsă, atunci subiectul este supus dezbaterilor publice în societate și în special este supus dezbaterilor publice în cadrul Consiliului Extins al Mișcării Unirea, Consiliul care urmează să constea din personalități, din mediul academic, civic, din organizații neguvernamentale, indiferent tineri în vârstă, toți cei care împărtășesc idealul Unirii, vor fi invitați să facă parte din acest Consiliu, care va fi întrunit odată la 3 luni, pare mi se, și dacă va fi necesar mai des, în așa fel încât să ne arate calea bunului simț, acolo unde, de exemplu, nu am găsit noi consens. Dar și de fiecare dată plecăm de la prezumția bunei credințe, a bunei intenții a noastre, a luptei pe care o dăm pentru apropierea și realizarea unirii și acest lucru trebuie să ne unească în cuget și în simțire, cum se spune. Deocamdată, ceea ce am reușit să facem, iată, în circa 8 zile de când am înființat Mișcarea Unirea, se poate spune că lucrurile au mers aproape ca de la sine, ca pe bandă rulantă. N-am avut practic nicio problemă, am găsit de fiecare dată destul de rapid consensul în a vedea cum decidem un lucru sau altul. Dovadă și acțiunea de astăzi, foarte energică, bine organizată, în care l-am pus la punct pe Dodon, care, cum s-au exprimat colegii din presă, pe schiuri, Dodon pe schiuri, sau Dodon cu schiuri printre morți, pentru că iată avem atâtea crime în ultimele 2-3 luni. Și Dodon nu-i pasă. El pleacă peste hotare în continuare, își continuă agenda sa de turist de lux. Dar o precizare, ați depășit toate supărările pentru că în această mișcare se regăsesc foști colegi din Partidul Liberal. Au existat foarte multe frustrări. Discuțiile au fost scurte și clare în acest sens. Apropo, chiar la dumneavoastră aici în studio am făcut prima inițiativă, primul apel în acest sens, imediat după alegerile locale. După care am mers și am discutat cu fiecare în parte, au discutat colegii de-ai mei, am discutat și eu, le-am transmis în scris această adresare, m-am adresat la circa 10-11 partide care împărtășesc idealul Unirii. De exemplu, vă spun cu domnul Munteanu. Ne-am așezat, am început să discutăm ce facem. La un moment dat am ajuns să ne punem întrebarea, dar în legătură cu ceea ce a fost,
Și am spus simplu, tragem linie, nu revenim, mergem înainte. Pentru că dacă este să începem să ne scoatem ochii cu privire la ce a fost în trecut, nu mai ajungem nicăieri. Același lucru l-am făcut și cu toți ceilalți colegi care au fost în PLS și care, de exemplu, chiar și cu PNL, care am avut anumite neînțelegeri. Deci am tras cu toții linie, învățăm din amarul trecutului și, de fapt, aceeași abordare o avem și cu partenerii de pe centru-dreapta aspectului politic, și anume partidele pro-europene, PLDM, Blocul Acum, acum PAS și PPDA. PLDM-ul rămâne să vedem dacă merge într-acolo de unde a și făcut parte sau, pentru că are un program de dezideratul Unirii, va veni aici. Da, domnule Mocanu, este un semnal bun, încurajator pentru toți cei care împărtășesc idealul Unirii, apariția acestei mișcări politice, și de ce mișcarea populară antimafie nu se regăsește în această mișcare? Eu nu am un răspuns univoc la această întrebare, dar vă mulțumesc dumneavoastră pentru că dumneavoastră mi-ați plasat într-un fel balonul la fileu inițial când ați spus, când ați început cu faptul că s-au unit 5 partide și au lăsat orgolile într-o parte. Nu este obligatoriu că au lăsat orgolile într-o parte. Noi ne-am convins deseori că toate orgolile au fost adunate la un loc și au și s-au exprimat într-o formă amplificată. Eu nu am văzut să le fi depășit. Pentru că, și am să vă explic de ce. Deci, eu am să vă explic ce văd eu în toată treaba asta. Deci, noi, în ajun de alegeri locale în municipiul Chișinău, am spus, noi, Mișcarea Populară Antimafie, deși am putea și noi să ne permitem să avem un candidat pentru municipiul Chișinău, nu facem lucrul ăsta. Noi considerăm că dacă nu se unesc toți pentru un candidat comun în municipiul Chișinău, poate să câștige aceste alegeri Ciobanu sau Năstase. Daniela Bodrug l-a spus în acest plató. Asta a fost. Daniela Bodrug a fost împuternicită de partid și a avut o muncă foarte grea și umilitoare. Să-i sune pe toți, să nu răspunde sau să spună că or să revină și nu au mai revenit. Și-au mers toți ca pe unii în campanie electorală și și-au demonstrat penile de pe un ca să iasă peniți dintr-o campanie electorală cu toții. Noi am considerat că campania aia electorală ar putea să fie o lecție foarte bună pentru anul electoral 2020. Și văd că n-a învățat nimeni nicio lecție. Noi în care tabără să ne ducem acum? În tabără al Dorin Chirtoac sau al Țicu? Deci noi în care tabără să ne ducem? Când noi le spunem, oameni buni, da, adunați-vă toți împreună. Ei pornesc acum un exercițiu electoral pentru Hâncești. Păi nu-i sminteală chestia asta. Acolo sunt vreo 7-8 unioniști, cred că. Că eu cred că până și ministra asta, lui Maia Sandu, o să-și revendice un fel de unionism, când o să spună ca și Maia Sandu, că am văzut că o ascult foarte bine pe Maia Sandu, când o să-și revendice un fel de unionism, spunând că dacă o să se facă un referendum, ea o să voteze Unirea. Deci eu nu văd ca oamenii ăștia să fi lăsat orgolile într-o parte. Da, deci din păcate la Hâncești sunt 6 candidați, între care 5 sunt de pe centru-dreapta. Exact, și sunt unioniști. Deci eu văd că Daniela Bodrug a lăsat orice orgoliu, s-a văzut cam de aceeași vârstă cu dumnealor, i-a sunat pe toată lumea, fie că n-au răspuns, fie că cred că domnul Chirtoacă cred că are un apel nepreluat sau două sau un mesaj la care n-a mai răspuns, deși a spus că răspunde. Noi am spus, oameni buni, haideți să facem în felul următor. Noi, da. Mișcarea Populară Antimafie, nu o să avem candidat pentru prezidențiale. Țicu deja și-a anunțat candidatura. Înțeleg că domnul Chirtoacă tot a spus că ar să candideze. Deci noi le spunem că de obicei, nu neapărat e cauza dumnealor, dar de obicei, deci micile găinării se acoperă cu cauze foarte mari. Și eu foarte mult mă tem că în cazul ăsta este la fel. Doar încă o chestie și închei. Deci toate lucrurile pe care le spun în studioul ăsta, noi sigur că le-am fi spus acolo unde s-au adunat dumnealor. Nu am fost invitați. Deci noi am primit setul ăsta de documente și dumnealui văd calar. Eu nu l-am mai luat, dar l-am în mașină. Și dacă mi-arată dumnealui undeva unde ne invită pe noi la masa asta, eu îi spun, domnul, mă iertați. Deci pentru că o invitație se face, domnule, vă așteptăm în locul cutare, la ziua cutare, veniți și așa mai departe. Deci eu am văzut niște documente istorice, un roman istoric, eu cunosc toate hotărârile astea pe care le au dumnealor. Eu îmi place istoria, eu chiar am fost bunicel la istorie. Dar eu lucrurile noi le vedem acum. Noi avem un program care se numește Republica Unirii. Voiam să vă întreb ce presupune acest program. Foarte scurt am să vă spun. Dacă vreți, vă spun acum, dacă nu... Nu, revenim ca să încheiem acest subiect. Totuși ați lansat invitații Mișcării Populare Antimafie, domnule Chirtoacă, sau nu, ca să înțelegem... Eu i-am văzut pe dumnealor și i-am văzut la televizor. Dar iarăși asta nu e o supărare, pentru că eu m-aș fi dus peste dumnealor. Dacă... Acolo s-au adunat toți unești și ba mai mult și acum le spun. Da. Și acum le spunem. Daniela Bodrug o să revină și o să-i sune prin umilință, prin toate mânăriile pe care le fac, prin toate jocurile pe care le fac ei. Daniela Bodrug o să le sune și o să-i spune, oameni buni, renunțați la candidaturile voastre, pentru că o să ieșiți peniți a doua oară la Hâncești deja de data asta. O să fiți conservă, o să fiți carne de tun pentru așa zis și europeni.
Ba mai mult decât atât, eu cred că jocul pe care îl face Dorin Chirtoacă îl face pentru Maia Sandu. Pentru că l-au mai făcut încă o dată. Și unioniști o să apară într-o ipostază foarte proastă în campania electorală. Nu vă supărați, dar asta se vede din toate. Eu nu văd că ei să revenim și la această campanie, pentru că într-adevăr este un test foarte important. Îmi pare foarte rău, eu nu vă atac. Dar vă spun că nu se poate așa. O să vorbească imediat reprezentantul lui Țicu. Păi nu, unde să te duci? Întâlniți-vă. Deci noi nu propunem candidat. Nici ușile, ușile Mișcării Politice Unirea sunt deschise pentru mișcarea sunt populară antimafie? Sunt și vor fi întotdeauna deschise până la realizarea obiectivului Unirii cu România. Iată, iată și chestia asta. Să spun pe rând lucrurile despre care dumneavoastră m-a acuzat. Nu v-am mai acuzat. Spuneți una, nu nicio problemă. Da, nu v-am acuzat. Eu mai sunt și acolo niște lucruri. Dom'le, noi ne unim până se va realiza unirea. Dumneavoastră ați văzut vreun acord european în felul ăsta. Asta era numai Uniunea Sovietică, se unise până la comunism. Deci da, dacă cineva pleacă din anumite motive, el e antiunionist, cum puneți așa ceva? Să vă mai spun ceva. Dumneavoastră ați început chestia asta cu suntem români și punctul. Da. Cum adică? Da, haideți să nu monopolizăm discuția, să-i permitem și domnului Chirtoacă să răspundă. A spus fraza asta nervos. A spus-o nervos în secolul XIX, la capătul unei dispute. Ok, explic și asta. Nu, haideți să vă explic până la capăt. Deci noi suntem români și punctum. Și ce facem noi că suntem români și punctum în secolul 21? Păi, dar poate suntem, noi suntem păi români, să vedem, noi suntem români, noi suntem români și virgulă, și după virgulă, și după virgulă, le spunem celorlalți, noi suntem o națiune etnică românească, dar noi ne-ar plăcea să fim și o națiune politică românească, ca bulgarii, găgăuzii, rușii, spune, noi tot vrem să fim români, da, domnule, pentru că românii sunt lideri, sunt europeni, luptă împotriva corupției, noi tot vrem să fim români, nu, noi suntem români și punctul, m-o spus Eminescu în secolul XIX. Domnule Chirtoacă, păi noi trăim în secolul nostru. În primul rând, eu îmi cer scuze că umblu una, două cu mâna la nas. Eu am avut o intervenție chirurgicală, am tot obosit să explic treaba asta la emisiunile la care particip și mi-am pus aici un obiect neautorizat care mă ajută să respir pe partea stângă, dar în câteva zile îmi revin definitiv. Nu e nicio problemă, domnul Mocan. Acum să le luăm pe rând. Apelurile doamnei Bodrug. Vreau să vă spun că am vorbit la telefon de câteva ori cu doamna Bodrug. Are un număr din România. Nu România știu e țara noastră. De acord, dar, mă rog, e mai scump să sun de pe număr românesc în Republica Moldova. Dar nimic. M-a sunat dumneavoastră, am sunat-o eu. Am discutat chiar de două ori. Am convenit când m-a sunat dumneavoastră că o sun eu a doua zi. Așa am și făcut. Deci am vorbit de câteva ori. Nu aveți informația corectă. Nu. Respectiv, am convenit că am convenit. Ați spus că nu am... M-am convins încă o dată. Haideți, vorbiți mea cât doriți, numai să nu ne întrerupem unul pe altul. Da, vă rog, haideți să ne ascultăm unul. Respectiv, am convenit că vom transmite, am discutat în cadrul Mișcării Unirea scrisoarea pe care dumneavoastră ne-ați transmis-o și o să transmitem un răspuns în scris. În același timp, noi așteptăm și noi răspunsul în scris la scrisoarea pe care v-am transmis-o în decembrie, 18 decembrie și pe care mă bucur că ați primit-o. Stați un pic. Nu știți ce e aici? Lăsați să citească dumneavoastră ce e aici. Eu citesc cu cea mai mare plăcere. Sunt convins că o să ieșiți dumneavoastră penit din studio dacă eu o să citesc toată scrisoarea aceasta. Nu, citiți titlurile ca să înțeleagă lumea ce ați scris acolo. Ce? Titlurile sunt partidele. Nu. Ce documente sunt astea? Documente o să vă spun imediat. Dar la început să vă spun ce scrie în scrisoare. Pe pagina 5. Ne adresăm dumneavoastră cu D mare. Precum și tuturor colegilor din formațiune. Pentru a da curs prezentii inițiative și realizării dezideratului imperativ din societatea noastră. Unificarea unioniștilor ca bază necesară și punct de pornire pentru consolidarea curentului politic unionist și realizarea idealului nostru național, Unirea cu România. Prin urmare, Când trebuia să venim? Împreună urma să decidem acest lucru. Conform bunului simț a legii, răspunsul se dă în termen de 30 de zile. Dar unde să venim? Iată, aici este anchetul Partidului Liberal și aici este adresa și numele de telefon. Dar noi ce trebuia să facem? Respectiv, dumneavoastră, în loc să dați răspuns la această scrisoare... Răspundem, nu înțeleg. Dumneavoastră ați citit, ați auzit ce v-am spus tocmai. Da, noi suntem de acord cu hotărârile astea. Ne adresăm dumneavoastră să dați curs inițiativei de unificare a unioniștilor. Am anexat. Adică trebuie să acceptăm de oață unioniști, să venim să discutăm, să vedem cum o facem. Respectiv. Păi așa trebuie să spuneți. Păi asta și înseamnă că, haideți să-i bunusim la urmă urmei. Deci, ce am anexat? Am anexat rezoluția Congresului Statelor Unite din 91, care încurajează
unificarea Republicii Moldova cu România, încă înainte de declararea independenței. Din păcate nu e așa. Reunificarea. După aceea, am anexat declarația așa, Parlamentului României din 27 martie 2018, adoptată cu prilejul centenarului Unirii, adoptată unanim, unde prevede că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova. După care am anexat Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019, unde, cu ajutorul domnului președinte Traian Băsescu, a fost introdus următorul amendament. În iunie 40, Uniunea Sovietică a ocupat și a anexat părți din România, teritorii care nu au fost niciodată returnate. Deci, Parlamentul European a recunoscut ocupația sovietică și, respectiv, a recunoscut faptul că Basarabia a fost ruptă de la România. După care am anexat un document, și anume lista eforturilor depuse și a rezultatelor obținute în perioada din 1940 încoace pentru a ne lupta cu regimul comunist sovietic și a lupta pentru unire în paralel. Inclusiv ce am făcut și în perioada cât am fost la primărie, inclusiv ce am făcut Partidul Liberal cât am fost la guvernare. Deci toate aici sunt enunțate, la care vrem să adăugăm după data, iată, de 15 ianuarie 2020, când am format Mișcarea Unirea, celelalte acțiuni care vor fi până când vom reuși să facem propriu-zis unirea. Depinde de noi toți, în cazul în care ne unim toți, ca mai repede și mai ușor să putem convinge cetățenii Republicii Moldova. Dar noi, Moldova, în baza documentului ăsta, ne unim. Pentru asta ne unim. Deci asta a fost inițiativa, după care, împreună cu colegii din cele 5 partide care au răspuns de inițiativei subsemnatului, am scris împreună acest acord pe care l-am convenit, l-am adoptat la nivelul organelor statutare de partid și, respectiv, la noi era adoptat, de fapt, conceptul era adoptat încă de la Consiliul din decembrie și l-am semnat public pe 15 ianuarie. Acum, mai departe, în ceea ce privește insinuarea asta cu Maia Sandu, care tot s-a făcut ultima perioadă, îmi pare foarte rău. Eu nu vreau un singur lucru. Nu vreau bătălii sterile, nu vreau conflicte, nu vreau să ne scoatem ochii unii altora cu cei din partidele pro-europene. Pentru că dacă o să ne certăm noi, o să câștige Dodon. Deci când doi se ceartă, câștigă al treilea. Este lucru știut. Înțeleg că ați avut discuții cu Maia Sandu și ați discutat un eventual pact de neagresiune? Nu pact de neagresiune. Am avut discuții și cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase. Nu, cea mai importantă discuție, fără Maia Sandu, doar dumnealui a avut-o cu Ludovic Orban. Da, și eu am să-l întreb. Discuția cu domnul Orban a avut loc mult mai târziu decât am avut eu discuțiile aici. Dar puteți spuneți publicului ce ați vorbit cu Ludovic? Nicio problemă, spun cu Maia Sandu și Andrei Năstase ce ați discutat? Păi am discutat despre faptul că nu este cazul să ne canibalizăm, să ne atacăm. Este cazul să acționăm fiecare pe palierul său. Noi pe palierul unionist, dând și pe palierul pro-european, pentru motivarea cetățenilor să participe la următoarele alegeri, pentru ca niciun vot să nu se piardă, să meargă fie la unioniști, fie la pro-europeni, în așa fel încât în ansamblu cu toții să avem mai multe voturi, noi unioniștii și ei pro-europenii, față de voturile pe care le vor avea socialiștii și respectiv pediștii și ceilalți. Despre asta a fost vorba și în cazul în care la prezidențiale, în turul al doilea, accede oricare dintre noi, susținere necondiționată în turul 2. Funcție de cine va ajunge în turul 2. Foarte important. Prin urmare, nimeni nu garantează că Dodon ar putea câștiga din primul tur. Asta e sotrie cu Maia Sandu în turul 2, iar Maia Sandu despre parteneriat de la Dodon. Nu e vorba despre parteneriat de pact de neagresiune. Mie, în general, nu-mi place treaba asta, că a mai fost un pact de neagresiune în 39. Ribbentrop-Molotov. Din cauza căreia s-a început războiul mondial și ocupația. Prin urmare, ceea ce am discutat și îmi doresc să obținem cu cei din partidele pro-europene și chiar am propus, de exemplu, atunci când am vorbit cu domnul Năstase și cu colegii de la PAS, la un moment dat poate să ne vedem toți. De exemplu, PAS, PPDA, PLDM și respectiv Mișcarea Unionistă, invităm și pe domnul Mocanu, invităm și Punu, invităm pe toți pentru a găsi poate un consens larg, unionist și pro-european, ca să nu ne trezim în fiecare zi cu săgeți aruncate unii de la alții. Da. Deci să existe un parteneriat al nostru, unionist și pro-european larg, în vederea câștigării alegerilor prezidențiale, participând cu toții inițial pentru că așa e democratic și respectiv susținându-ne reciproc în turul al doilea. Da, vă rog, domnule. Supoziția și cu suntem unici român și punctul o să explic imediat. Supoziția mea s-a adeverit. Deci eu știam că e așa. Deci toată maculatura asta istorică, tot romanul ăsta istoric este pentru a acoperi rezultatul acestor negocieri care le-au făcut. Dorin Chirtoacă este candidatul
acestei mișcări. Nu e adevărat, Uniunea, nu s-a decis. Pentru Hâncești. Păi, cum nu s-a decis? A, pentru Hâncești, da, am crezut că pentru, da, pentru Hâncești s-a decis pe deci deja ei au un candidat pentru Hâncești. Acolo mai sunt în câțiva unioniști, da? Deci, iată, primul pas s-a făcut. Deci ei au decis. Deci tot rezultatul la toată chestia asta, americanii, europenii, pacturi pentru Molotov, oase de-a noastră presurate peste tot, sângele națiunii noastre, suntem români și punctum. În rezultatul avem pe Dorin Chirtoacă candidat pentru Hâncești. Ajungem și pe marea problemă că dumneavoastră acoperiți cu un ideal mare o mică găinărie. Haideți să vă spun alegeri care sunt primele foarte care bun, au survenit după înființarea Mișcării Unirea. Mă bucur că vom participa la toate alegerile de acum încolo. Haideți să vă spun un lucru despre prezidențiale, că asta e numai repetiția pentru prezidențiale. Dar lecții pe care vă dau. Eu aș vrea, domnule Mocanu, până ajungem la prezidențiale. Vă dau soluțiile. Foarte bine că a întrebat dumnealui ce soluții are Mișcarea Populară Antimafie pentru consolidarea segmentului unionist. Deci, pro-europenii nu sunt frați cu românii, cu pro-unioniștii. Unioniștii. Și vă spun de ce. Pentru că în Republica Moldova să spui că ești pro-european și neunionist, asta înseamnă să fie oportunist, fie cominternist, nimic altceva. Întotdeauna așa au fost. Iar unioniștii au fost întotdeauna conservă pentru această conjunctură. Maia Sandu nu este unionistă. Maia Sandu are un staff de colaboratori finanțați din programe germane. Dar de la fundație, numai o clipă. De la fundații germane. Germania n-a fost niciodată unionistă și n-a dorit niciodată România, nici în Uniunea Europeană și nici unită. Asta să fie foarte clar. Deci în momentul în care, și vă spun pentru alegerile astea, deci Maia Sandu este candidatul sprijinit de PPE pentru funcția de președinte în Republica Moldova. Ludovic Orban, care și partidul lui, Partidul Național Liberal, este partea PPE și or vă sprijini pe Maia Sandu. Acum, noi le-am propus în felul următor. Oameni buni, noi identificăm un candidat al unioniștilor care se bate în primul tur cu Maia Sandu. În primul tur se bate cu Maia Sandu. De ce cu Maia Sandu? Pentru că unionistul să treacă în turul 2. Deci este foarte greu ca un unionist să treacă în turul 2. Este foarte greu. Pentru că Maia Sandu este clar. Dacă pornim de la ziua de astăzi, de la tabloul zilei de astăzi, Maia Sandu este în turul 2 cu Dodon și pierde. Dacă noi să reușim să trecem un unionist în turul 2, atunci el în mod sigur poate câștiga de la Dodon. Da. De ce? Aici punem o virgulă, revenim domnul la Vasile. Pe Vlad Țurcanu. Exact, dar spun de ce. De ce? Doar de ce? Să mă ierte domnul Țurcanu. De ce? Pentru că Maia Sandu, în condiții mult mai bune decât asta, a pierdut deja o dată de la Dodon în 2016. E adevărat. Atunci era considerată unionistă, atunci era considerată că are o agendă de guvernare, nu mai are. Dodon și nu era atât de puternic. Nu era atât de puternic. Acum noi o ducem pe Maia Sandu cu sprijinul lor în turul 2, fără să identificăm un candidat unionist care se poate trece în solicit doi. Dreptul la replică. Da, la imediat după ce discutăm astea. cu Vlad Țurcanu. Vă rog să vă rețineți. Domnilor, l-avem în legătură telefonică direct pe Vlad Țurcanu, prim vicepreședintele Partidului Unității Naționale. Domnule Țurcanu, bună seara. Bună seara. Noi în platoul TVR Moldova discutăm cu Sergiu Mocanu și Dorin Chirtoacă despre șansele unioniștilor la prezidențiale, despre necesitatea consolidării acestui segment, care este viziunea Partidului Unității Naționale. Un singur partid, o singură mișcare sau fiecare merge pe cont propriu? Partidul Unității Naționale pe de o parte, Mișcarea Politică Unirea pe de altă parte, Mișcarea Populară Antimafie își ia alt drum? Mie mi se pare că aceste aspecte au încetat să mai conteze, cel puțin pentru o perioadă, să mai reprezinte o dilemă, după modul în care s-au prezentat iată partidele de dreapta în circunscripția Hâncești, acolo unde găsim candidați din partea lor și asta este o realitate. Poate după alegeri să se rea această discuție, deși PUN a arătat clar viziunea sa de consolidare a polului unionism, și anume prin adunarea la oaltă a personalităților care pledează pentru integrarea românească a Republicii Moldova. Nu sumarea simplistă a unor partide, indiferent de performanțele lor electorale anterioare și indiferent de calitatea lor, ca să spun așa. În orice caz, pentru noi este evident că acest proces nu poate avea loc în jurul unor entități care în trecut au compromis cauza românească, cum este Partidul Liberal și liderii acestei formațiuni. Și ceea ce urmărim acum e
doar o încercare disperată a lor de a se prezenta de niște salvatori, fiind de fapt niște gropari a ideii de apropiere cu România. Dacă o bună parte din electoratul care împărtășește această viziune a migrat către partide ca PAS și PPDA, e din cauza politicii irresponsabile pe care a dus-o PD în trecut. Și nu o spun eu, așa arată tabloul pe această parte a eșichierului politic. Și asta este o realitate. Dumneavoastră insistați în continuare că unioniștii ar trebui să se consolideze în jurul Partidului Unității Naționale? Din punctul meu de vedere, lucrurile aici sunt clare. Nu sunt prea multe de comentat. Fiecare e în drept să facă o alegere și cred că ar trebui să lăsăm timpul să le punem pe toate la locul lor. Dar, încă o dată, nu putem crea ceva calitativ nou pe rămășițele unui partid sau unor partide care au făcut atâta rău, care a avut clar o agendă, care nu a avut prea multă legătură cu dorințele oamenilor. Și nici performanțele nu se văd. Pentru că la ora actuală nu avem un partid în Parlament care să reprezinte un electorat foarte numeros, care arată să fie în jurul la unei treimi din numărul cetățenilor care votează. 34%. Aceasta este cifra, nu-i așa? Dumneavoastră lansați săgeți în adresa Partidului Liberal, dar vreau să vă reamintesc că în Partidul Unității Naționale la fel se regăsesc oameni care au fost parte a Partidului Liberal. Eu aș atrage atenția asupra faptului că în Partidul Unității Naționale este o nouă conducere. Președinte fiind Octavian Țicu, o personalitate care este capabilă să reunească în jurul său oameni care să dea valoare demersului pro-românesc, iar prim vicepreședinți sunt Viorel Iordăchescu și umila mea persoană. Deci este vorba despre un nou suflu. Așa îl văd eu în politica, pe această parte a șicherului politic. Și ca să vă răspund direct la întrebare, nu am nimic în fond cu oamenii care încearcă să se prezinte ca fiind niște lideri ai mișcării pro-românești, doar că prezența lor aici cred că face mai mult rău decât bine. Ar fi trebuit ca și ei, aceștia care iată, ar avea ceva de spus, să facă un pas înapoi, cel puțin pentru o perioadă, decât să încerce să consolideze, cum spun ei, electoratul pro-românesc. Da, domnule Chirtoacă, domnule Muncanu, aveți o întrebare pentru domnul Țurcanu? Domnul Țurcanu, dacă nu vă supărați, cum credeți, uitați, haideți să încercăm să ne plasăm imaginar în timp, în ziua de 16 martie, pentru că noi am înțeles că demersul nostru, Daniela Bodrug a înțeles zilele astea că demersul nostru privind unificarea forțelor unioniste, deja până la... Deci toată lumea a intrat așa, toți sunt cloște acum, toți sunt în febra asta electorală și nu mai poți discuta cu nimeni. Dar cum credeți, data de 16 martie ar fi o zi bună ca să ne adunăm cu toții, să vă retrageți candidatul pentru prezidențiale și să stăm să chibzuim asupra unui candidat unionist care o poate învinge pe Maia Sandu în primul tur ca să se bată și să-l învingă pe Dodon în turul 2? Ce înseamnă să ne retragem candidatul la prezidențiale? Noastră aveți un candidat pentru prezidențiale și mie mi s-a părut gestul dumneavoastră foarte neelegant în raport cu unioniștii, în momentul în care, cu un an înainte, spuneți noi avem candidat pentru prezidențiale și nu mai discutăm cu nimeni. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu avem candidat, adică noi aș putea să candidez, cred că cu un anumit succes, cu un relativ succes, dar nu mă bag, nu vreau să fac lucrul ăsta, pentru că știu că dăunez. De atâta, noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu o să facem lucrul ăsta și îi chemăm pe toată lumea. Spunem, noi putem să discutăm, noi venim cu câteva candidaturi și discutăm o candidatură care să câștige de la Maia Sandu în primul tur. Noi putem pe data de 16 martie, dacă facem un exercițiu de imaginație, vă retrageți candidatul și discutăm, pentru că noastră ați pus toată lumea într-o imposibilitate de a mai discuta. Țicu ar putea să fie unul dintre candidați, dar trebuie să fac și el un pas înapoi pentru asta. Eu cred că improvizațiile din acest punct de vedere, mai ales cu jumătate de an înainte alegerilor prezidențiale, nu pot aduce la o idee care să fie foarte aproape de realitate. Dacă ne conducem după ceea ce numim real politic, atunci ar trebui să înțelegem că nu se poate inventa nimic spectaculos până la alegerile prezidențiale. Pentru noi e evident că personalitatea care poate
să-i facă concurență Maia Sandu este Octavian Țicu. Alții nu văd în această parte a eșichiului politic. Bineînțeles că putem discuta despre ce. Nu vă supărați, dar pentru Hâncești tot dumneavoastră sunteți cel mai tare acolo, da? Deci nu este nimic care se poate concura cu dumneavoastră dintre unioniști. Nu eu voi spune asta, vor spune electorii din circunscripția 38. Alegătorii, da, nu electori. Da. Haideți că și am domnul Chirtoacă are o întrebare. Domnul Țurcanu și domnul Țicu, când aderați la Mișcarea Unirea? Iată, discuții. Vedeți. Ei cum? Și ăsta vine cu ultimatum. Ei ce facem? Ultimatum. Eu am fost a fost o întrebare simplă. Haideți să-i oferim posibilitatea să răspundă. Ce poți să răspundă dumneavoastră? Într-adevăr, ce pot să răspund la acest lucru? Vedeți ce mi-a spus domnul președinte Băsescu. Lucrurile au deraiat așa de mult în ultimii ani, în ultimii 5-6 ani, încât este nevoie de timp pentru ca lucrurile bune să se stratifice, să se aleagă grâul de neghină, dacă vreți. Aici aveți dreptate, nu este, sigur. Nu este așa de simplu. Vedeți că insistența unora de a ieși în față atinge și frizează deja ridicolul. Aveți cine vrea să iasă în față? De dumneavoastră, domnul. Eu. Da, sigur că bine. Da. Bine. Domnule Țurcanu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. O seară liniștită în continuare. Aveți sabia în mână. Cererea din partea cetățenilor Republicii Moldova ca toți unioniștii să se unească pentru a putea promova unirea de o manieră serioasă. Dar nu pentru a bate apa în piul la televizor. Dumneavoastră fiind deja candidat la Hâncești. Nu contează candidat unde. Cum nu contează? Alegerile astea nu schimbă nimic în schimbă foarte mult. Ce spunea Traian Băsescu, l-ați întrebat pe... Traian Băsescu a spus în felul următor, pe 31 decembrie și mi-a mai repetat o dată pe 15 ianuarie. Personal dumneavoastră? Personal mie. Că am făcut un lucru mare prin faptul că am unit 5 partide în cadrul Mișcării Unioniste și că din punctul dumnealui de vedere, Partidul Unității Naționale va adera la Mișcarea Unirea și că va discuta în acest sens și cu dumneavoastră, și cu domnul Țicu, și cu domnul Șalaru, și cu ceilalți care sabotați aici această chestiune. Asta chiar ne-am înțeles. Dar credeți că are o influență atât de mare asupra domniilor? Dacă n-ar fi fost Traian Băsescu, nu lua nimeni din Partidul Unității Naționale nimic la niciun fel de alegeri. Nici Codreanu în 2018 și nici Țicu în 2019. Da. Asta nu e așa. Pe baza lui Traian Băsescu au luat ce au luat în ultimii 2 ani. Și s-au folosit de numele dumnealui, iată ce au făcut. Dar de ce ei trebuie să capituleze în fața dumneavoastră? Nu e vorba să capituleze. Este vorba că omul are o experiență politică și cheamă ani de zile toți unioniștii la unificare, iar ei se folosesc de numele lui și sabotează acest proces. Acum revin la întrebarea mea, domnule Mocanu. Care este viziunea Mișcării Populare Antimafie de consolidare acestui segment unionist? Spuneți dumneavoastră că nu știți să aderați. Eu vă zic. Haideți să vă spun un lucru. Deci eu cred că eu foarte mult sper că retorica asta pe locuri ultimativă. Pentru că ne-am adunat aici să găsiți soluții. Eu vă invit să aderați la Mișcare unde este ultimatum. Unde este ultimatum? V-am spus că dacă până la data de vă tai capul sau cum. Am spus veniți sau aderați, veniți să discutăm. Eu cred că această retorică ultimativă. Unde este ultimatumul, domnule? Ultimatum înseamnă până la data de, dacă nu faci asta, intrăm forțat. Când aderați la Mișcarea? Păi când? Nu este o limită. Oricând. Dar nu așa în viitor. Într-o cursă cu cronometru. Nu se poate. Nu este niciun cronometru. Există bună voință. Dar nu se poate discuta în felul ăsta. Că domnul Chirtoacă l-a întrebat pe domnul Țurcanu. Cu chestia asta. V-ați adunat cei care v-ați despărțit altă dată. Bine. Și fără partid din spate. Domnul Chirtoacă nu s-a dat la întrebat domnul Țurcanu când aderă la Mișcarea Politică Unirea, pentru că Traian Băsescu spunea că ar putea adera. Dar nu a spus Băsescu asta, fiți sigur. Uitați-vă la emisiunea de la Jurnal TV de acum o lună. Ok, eu am văzut-o. Și acolo spune clar, unificarea unioniștilor, altfel este bătaie de joc față de votul cetățenilor. Eu tot asta spun. Păi a spus sau n-a spus? A spus sau n-a spus Traian Băsescu? Da, dar în alt context. Contextul deja nu e bun. Asta a fost și pentru dumneavoastră care v-a aderat pentru Hâncești. Domnule Mocanu, și cum sunteți gata să vă retrageți în favoarea lui Țurcanu la Hâncești? Eu sunt gata să-l propun pe domnul Țurcanu. Pentru că eu m-am implicat în campania electorală pentru Hâncești, în condițiile în care am format mișcarea și mișcarea trebuie să aibă un reprezentant. Dacă ar fi fost Partidul Unității Naționale în cadrul Mișcării Unirea, este practic aproape 100% că domnul Țurcanu ar fi fost candidatul nostru, pentru că eu n-am avut această prioritate. Eu mi-am schimbat punctul de vedere și am spus că mă implic în campanie. Dar faceți un pas înapoi. Pentru că nu mai exista o altă soluție mai bună. Haideți să vă spun eu soluția noastră. Dar dumneavoastră refuză. Și atunci urmează cetățenii să spună. Haideți vă rog soluția Mișcării. Eu am de răspuns la niște întrebări. 1. Suntem români și punctul. M-ați întrebat. Să vă răspund. Inițial, noi am avut sloganul sau motoul Suntem uniți și punctul. Era bun. Punctum. Era parafrazându-l pe Mihai Eminescu. Însă,
am discutat din nou cu colegii și am spus că nu este bine să punem pe un document cu harta României Mari o propoziție care să fie o parafrazare a spuselor lui Eminescu. Mai bine venim cu varianta originală și explicăm, de fapt, pe proiectul acordului și în tot unde m-am exprimat eu în luna negocierilor, a fost suntem uniți și punctum. Și așa va rămâne în mintea noastră și în discuțiile pe care le vom purta. Dar lui Mihai Eminescu, și pentru că am făcut acordul de constituire a Mișcării Unirea pe 15 ianuarie, de ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, la 170 de ani de la naștere, în fața Bustului, unde a fost creată, unde s-a pornit Mișcarea de Renaștere Națională, de asta și-am pus acest motto. Orban discuție. Discuția a fost despre a da orizonturi noi în relația dintre Republica Moldova și România, pentru că până în 2030 România să-și rezolve problemele de infrastructură, autostrada de la est la vest, mai are 200 de kilometri plus minus, să unească de la Atlantic până la Marea Neagră Europa, după care să înceapă construcția sau să chiar să finalizeze construcția autostrăzii Unirii până la Iași, să vedem cum facem legătura, dacă se face pod la Zagarance și va fi drumul ăsta făcut de la Ungheni încoace sau vom merge inițial. Lui, sau cum? Inițial am avut o discuție ca între doi oameni politici. Ce putere aveți să implementați proiectele? Sunt fondurile europene, sunt finanțările de la bugetul României, sunt posibilitățile României de a se dezvolta, care are un PIB de peste 200 de miliarde de euro, în condițiile noi în care avem 7 și suntem datori vânduți Federației Rusiei cu 7 miliarde de euro la gaz. Sper de prim-ministru o oră de vreme că se discute. Prin urmare, a salutat chestiunea asta cu consolidarea unioniștilor, a salutat faptul că vrem pace între unioniști și pro-europeni și vede aproximativ pe aceeași lungime de undă suntem în ceea ce privește cum vedem evoluția de mai departe a lucrurilor. După care, pentru mai departe, chiar 2040, România să continue să finanțeze Republica Moldova, dezvoltarea infrastructurii, ceea ce am reușit să obținem prin munca care am depus-o și subsemnatul, aducerea TVR, aducerea Radio Chișinău, sala cu orgă, 1000 de grădinițe, Cotul Morii, o bilet nemțeni chiar în Hâncești, da? Unde s-au investit după inundații. Toate acestea să continue sub forma unei finanțări permanente, de exemplu 50 milioane euro pe an, înmulțit la 20 de ani, egal 1 miliard de euro în 20 de ani, ceea ce înseamnă că România devine Germania de Vest pentru Republica Moldova, cum a fost Germania de Vest pentru Germania de Est, și după exemplu berlinezilor care au dat zidul Berlinului, o să dăm și noi la un moment dat zidul de la Prut jos. E frumos. Asta este calea pe care putem să mergem. România o să spună, voi o să decideți în 2040, când maxim, să zicem, dacă nu se întâmplă mai repede. Poate reușim mai repede, în 5 ani, în 7 ani, în 2 ani. Dar dacă nu, atunci când ajungem, de exemplu, în 2040, să fie complet lichidate consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, că va fi 100 de ani, și respectiv România să poată să spună oamenii, decideți, sau poate deja ați decis, prin unire sau prin integrare europeană, revenim la țara mamă. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Da. După care mai sunt aici, cu Maia Sandu, turul 2, cu Bunul și cu toate cele revenim aici, la turul 2, Maia Sandu, da, neapărat. Soluția noastră este că poate sperăm, adică eu de aia așa am o anumită reținere, nu vreau să mă cert cu dumnealor, deloc nu vreau să mă cert, pentru că eu sper că Daniela Bodrug reușește să-i adune la o masă. Foarte multă umilință, vă zic, pentru că retorica asta, deplasată după mine, nu vă supărat, are loc peste tot. Nu răspund tot la scrisoare, da, vă zic, nu vă spun, ei nu răspund de ce deplasată. Și-mi spun mie că eu am retorică deplasare, băi oameni buni, aveți bun simț. V-am trimis o scrisoare, domnul Mucan, când îmi trați răspuns? Mă iertați. Vorbiți de retorică deplasată, pentru că noi, Mișcarea Populară. Eu trimit o scrisoare și am retorică deplasată. Deci noi nu putem merge cu dumnealor, de exemplu, la Prut și să strigăm peste Prut. Așteptați o clipă, da. Dați-mi voi tot ce să vorbesc. Noi nu putem merge la Prut, strigăm la Prut, peste Prut, europenilor, come to us to break the ice. Nu putem face lucrul ăsta. Noi nu le putem spune cetățenilor noștri de la Trebun. Noi nu putem să le spunem cetățenilor, mergeți că nu sunteți mai proști ca sirienii să rupiți gardul de la Prut. Chiar dacă e o metaforă, noi nu putem face lucrul ăsta. Pentru că retorica asta dăunează. Dăunează ca și toată retorica. Cum a făcut-o sfatul țării, asta se va întâmpla. Deci, ca și retorica asta fantasmagorică, că noi din poziție de outsider, din poziție de marginali, discutăm proiecte de drumuri, de finanțări, de New Vasic, ce preț. Deci, acum, dați-mi voi spune, mandate la primărie, după aceea să mă faceți marginal. Asta e trecutul dumneavoastră. Domnul Mocanu, să luați dumneavoastră trei mandate la primăria Chișinău, după aceea să mă faceți marginal. Păi nu, acum sunteți pe margine. Asta am avut în vedere. Mă mai odihnesc un pic, mai fac o intervenție chirurgicală. M-am odihnit, gata, e la încheiere odihnă. Dați-mi voi să spun. V-am rugat de la început, fără ofense personale. Da, îmi cer iertare dacă v-am ofensat. Acum, soluția noastră. Noi sperăm că data de 16 martie. Oamenii ăștia se trezesc și îți dau seama de ce au făcut.
de ce penibile au fost să în această campanie de la Hâncești. Și atunci Daniela Bodrug le sună, noi nu o să mergem cu candidat pentru prezidențiale. Noi o să venim să discutăm cu dumnealor un candidat al unioniștilor cu care să reușim să mergem la București, să adunăm partenerii noștri de la București și le spunem, fraților, dumneavoastră în România, noi toți împreună în România avem alegeri parlamentare anul ăsta. Haideți să ne... Iată, noi avem un candidat, unioniștii. Noi înțelegem că dumneavoastră, domnul Orban, aveți afilieri europeană. Noi înțelegem că PPE-ul o sprijină pe Maia Sandu. Dar noi avem un candidat care poate să o învingă pe Maia Sandu în turul întâi, cu sprijinul dumneavoastră, cu largă coaliție. Deci, ca în turul 2 să fie un unionist care singurul care poate să câștige cine de la candidatul Moscovei. Cine președintele Republicii Moldova, domnul deci, ca singurul care poate să câștige de la candidatul Moscovei. Eu nu cred că Dodon o să fie candidatul Moscovei. Putin preconizează să vină în luna mai să sprijine un candidat al Moscovei aici. Și cred că până... credeți că Dodon investește în zadar atât de greu? Eu cred că Putin, la ora actuală, își schimbă toată echipa, inclusiv guvernatorul Republicii Moldova. Asta aventurierii. Pentru că Putin, la ora actuală, înțelege că nu mai poate ocupa Crimeei, nu mai poate porni un război nicăieri. El are la ora actuală foarte multe probleme în interiorul țării. Atunci el îi trebuie să aplice un fel de soft power. Lui trebuie să aibă un alt candidat în Chișinău. Iar Dodon are probleme de integritate. Dodon, la ora actuală, nu că de probleme de integritate, probleme pe care nu poate face Rusie. Dacă cumva Plahotniuc ajunge în Republica Moldova, Dodon e terminat. Ați văzut sondajul AIRAI-ului. Igor Dodon se află practic la același nivel de încredere cu Maia Sandu, 24%, comparativ. Scepticism. Da, eu cred că asta e manipulare. Igor Dodon se duce în jos. Comparativ cu februarii 2019, acum a coborât de la 31 la 24. Însă dacă personaje cum domnul Mocanu, cum domnul Țurcanu, domnul Țicu, o să ne ducă într-o discuție falsă despre cum în turul întâi să ne batem noi între noi, Dodon va culege roadele prostiei noastre de a ne bate între noi. Pentru a evita acest scenariu, care ar fi soluția câștigătoare, domnilor? Afirm încă o dată, așa cum a fost dușmanul tuturor, Plahotniuc, așa este Dodon dușmanul tuturor, pentru că el reprezintă același regim putred al lui Plahotniuc. El reprezintă mocirla în care trăim, el reprezintă sărăcia și degradarea acestei bucăți de pământ. Astăzi, unde copiii au ajuns să omoare copii, unde tinerii înjunghiază alături cu tatăl lor, înjunghiază alți tineri, unde carabinieri omoară tineri, unde tineri omoară 3 oameni, după aia dau foc la casă, unde tata își dă foc la fiica de 9 ani. Această mocirlă trebuie să ducă în trecut cu toate personajele care aparțin trecutului. Dodon, Plahotniuc, Voronin și toată gașca lor. Pentru asta noi trebuie să avem minte, să ne organizăm, să mergem împreună toți, unioniștii și pro-europenii, alături, să nu ne mâncăm între noi. Că asta ne-a jucat festa și în 2009-2010. Respectiv, să ajungem în turul întâi, să motivăm pe toată lumea să iasă la vot în turul întâi, civilizat să facem turul întâi, fără să ne atacăm, deci, știind candidat care este problema, se va vedea cine va candida din partea noastră. Eu nu m-am anunțat candidat. Respectiv, să vedem cine va fi în turul al doilea. În turul al doilea îl susținem pentru a-l bate pe Dodon și a-l trimite la coșul de gunoi a istoriei pe schiuri. Așa cum s-a dus în vacanță acum în ianuarie, când Moldova colcă de crime. Asta trebuie să facem. Restul sunt discuții prostești, batem apa în piu cum am bătut-o 10 de ani și nu ne învățăm minte. Și este sigur că cetățenii Republicii Moldova ne vor auzi și vor pune la punct pe toți ăștia care rămân cu retorica din trecut. Deja la alegerile din Chișinău au făcut treaba asta. Domnul Țurcanu să se uite la rezultatul de 0,7 versus 10% cât am luat sub semnatul după 3 mandate la primărie și tot chinul. Respectiv, după aia să-mi țină mie și altora lecții. Când o să reușească cel puțin lucruri care le-am reușit în 10 ani de muncă. Atât eu cât și colegii, noi am luptat să ducem carul înainte. Să reușim să apropiem unirea prin tot ceea ce am făcut. Okay, în condițiile în care am fost bruiați de fel de fel de personaje care nici nu mă duce mintea și capul, discutăm aici despre faptul că Dodon nu va fi candidat la președinție la toamnă. Asta e o aberație sau o slugărnicie față de Dodon. Pentru că este evident că el va fi candidat. Din cauza ceea ce se întâmplă astăzi pe acest segment de centru-dreapta,
această bâlbâială, aceste, nu există bâlbâială. Aceste atacuri există care încercarea, există încercarea unora de a opri mișcarea, le oferă șansa socialiștilor, mișcarea, exact, o mișcare exact națională pe care vrem să o pornim acum după ce am înființat-o la turații maxime și să nu ne lase să mergem în sfârșit pe calea cea dreaptă pentru a ne okay organiza și a obține rezultate. Nu doar pentru a scandalozinci care radicalizează și nu duc la niciun rezultat. Exact asta faceți dumneavoastră. Permiteți să spun acum. Poftim. Deci, eu foarte mult sper că eu am o anumită reținere, eu de obicei nu sunt, am o anumită reținere pentru că noi totuși sperăm că data de 16 martie să stăm de vorbă cu oamenii ăștia. Eu sperăm că retorica asta, deci triumfalismul ăsta, să pice și să însușească lecția, pentru că n-au însușit-o la locale. Deci, domnul Chirtoacă trebuie să le spună alegătorilor, domnul Chirtoacă trebuie să le spună alegătorilor că dumnealui în 4 ani a ajuns de la 160.000 de alegători la 20.000 în campania de data asta. Nu procentele fac timpul probabil. Asta e istorie. Trebuie deja să le spună că un candidat ca Țicu, care a avut 0%, cu 5% pe trend ascendent, costă mai mult. Asta eu o spun, deci trebuie, lumea trebuie să afle, numai o clipă. De aia eu spun ca oamenii scoboare cu picioarele pe pământ. Iar toți împreună avem 20%. Exact, eu nu vreau să vă bag de favorizez. Iar toți împreună avem 20%, dacă deci, avem dar mii, vreau să înțeleagă, avem mongolii. Vreau să înțeleagă, vreau să înțeleagă. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu demonstrăm că nu avem niciun fel de orgolie. Noi nu ne-am băgat în campanie electorală pentru municipiul Chișinău. Noi n-am pus candidat, tocmai le-am spus, domnule, ori ne adunăm toți împreună și noi sprijinim un candidat. Adunați-vă voi, fără noi. Și dacă aveți un singur candidat, noi îl sprijinim. Noi așa le spunem și pentru prezidențiale, pentru că în Cești nu putem, pentru că noi n-am recunoscut niciodată sistemul mixt. Și am zis că asta e o greșeală să încurajez acest sistem mixt pentru cetățeni. Și, dar pentru prezidențiale le spunem la fel. Noi vrem un candidat comun al unioniștilor. Dacă dumnealor se hazardează să meargă fiecare cu tot felul de tertipuri, pentru că dumnealui a avut un atac din ăsta groaznic asupra lui Năstase și pe urmă i-a chemat pe toți să voteze pentru Năstase, dar sigur că nu mai era credibil. Așa o să întâmplă și în prezidențiale. Am spus împotriva socialiștilor, deci, vă rog să-mi arătați unde ați spus altceva. Oamenii nu au mai ieșit la vot. Nu l-am criticat în modul în care a spus, am spus adevărul despre ce a făcut în revoluție. Împotriva socialiștilor. Noi foarte mult sperăm la alegerile prezidențiale, în cadrul mișcării, va fi propus un candidat. Deci un candidat comun. Da, este prevăzut în cadrul mișcării. Deci noi avem deja criteriul candidat comun. Acum înțeles că nu putem să fim acolo. Noi le spunem, oameni buni, haideți să ne adunăm. Vorba de un candidat comun. Exact, dar noi nu avem candidat. Noi nu propunem candidatul ăsta. Noi le spunem, haideți să ne adunăm și cu Țicu și cu dumnealor. Deci un singur candidat să aibă uniune. Veniți, oameni buni. Veniți să găsim un candidat comun, aderați la mișcare. Daniela Bodrug v-a scris câteva mesaje. Vine săptămâna viitoare să stai de vorbă. Stimate domn, la început să-mi răspundeți la această scrisoare, că noi vă răspundem la scrisoarea dumneavoastră și veniți în cadrul mișcării. Apoi vedeți, nu știți, nu vreți să răspundeți, căutați notă în papură. Dar vă spun de ce nu știm ce să vă răspundem. Deci, celelalte patru partide au spus povești despre cum urmează să ne batem noi cu pro-europenii. Iată de ce. Ca să dezbinați. Eu mai spun încă o dată, ca să audă dumnealui, poate aude, cetățenii m-au auzit. Maia Sandu era în condiții mult mai bune în campania electorală trecută. La ora actuală, dacă ne uităm la tablou, Maia Sandu trece în turul 2 cu Dodon. Sau cu alt candidat al socialiștilor. Sau cu alt candidat al socialiștilor. Dodon ar putea să fie, ar putea să nu fie dacă se ajunge până la dosare penale. Asta este Stoianoglu, care la ora actuală face eforturi să pornească dosare penale în Republica Moldova. Deci, ori Dodon, ori altcineva de la socialiști, va ajunge cu Maia Sandu în turul 2. Dumnealui sunt conserva Maiei Sandu. În orice caz. De aia noi spunem, dacă noi căutăm un candidat comun al unioniștilor, care să o învingă pe Maia Sandu în turul 1, puteți să spuneți ce vreți. Adică, pentru că retorica toarnă apă la moara socialiștilor, la dumneavoastră. Deci dumneavoastră l-ați făcut pe Ceban, l-ați făcut primar de Chișinău. Și eu l-am făcut. Dar cum? Bine, dar păi prin atacurile pe care le-ați făcut în primul tur. Imposibil. Eu vă spun că eu nu candidez. Năstase s-a prezentat exemplar la alegeri. Eu sprijin un candidat. În turul 1 a fost la toate dezbaterile. Eu sprijin. Noi sprijinim. Dacă eram eu în turul 2... Dezastru. La lângă dezastru. Eu mi-închipui ce zice lumea. Simplu. Ce facem, și scurt buni? Și clar. Mai sunt 9 luni până pe data de 16 martie. Un minut. Pe data de 16 martie. Poate le mai pic o dată cu penile de pe un la picioare. Înțeleg că nu pot fi de atâtea ori penibili în fața cetățenilor să meargă atâția unioniști într-o campanie electorală. Și poate pe data de 16 martie reușim să ne adunăm cu toții să identificăm un singur candidat unionist pentru prezidențial. O idee
domnule Chirtoacă, Mișcarea Politică Unirea va deveni forța politică numărul 1 din Republica Moldova. Pentru asta avem nevoie de 1-2, maximum 3 cicluri electorale. În același timp vrem să păstrăm un parteneriat constructiv cu cei de centru-dreapta pro-europeni, care sunt și ei un fel de unioniști discreți, dar care votează astăzi mai degrabă integrarea europeană și poate mâine vor vota unirea sau la referendum. Este opțiunea dumnealor. O să discutăm treaba asta după ce se va face unirea, dacă au procedat bine sau nu. Tot așa a făcut și PLD-meaua cu 10 ani. Prin urmare, în aceste alegeri, la Câncești și la prezidențiale, scopul nostru este să promovăm mișcarea unionistă, mișcarea Unirea, în așa fel încât să ajungă la masele cetățenilor Republicii Moldova și să atingă scorul inițial de 10, după aceea 20, după aceea 30%. Ăsta este obiectivul nostru. În continuare, în ceea ce privește alegerile prezidențiale, pe gât cetățenilor nu poți băga niciun candidat. Există măsurători, există opțiunea cetățenilor, cum vor decide cetățenii în turul întâi, așa va fi, indiferent de preferințele de azi, de mâine, de poimâine, noi trebuie să mergem în întâmpinarea cetățenilor. Prin urmare, nu poate fi vorba despre o bătălie între candidații de centru-dreapta pentru tur întâi, poate fi vorba despre concentrarea noastră a tuturor împotriva lui Dodon. Pentru că dacă noi începem acum să ne mâncăm între noi, să ne batem între noi, să vedem care ajunge, vezi, Doamne, cui să-i frângem gâtul ca să ajung eu, de exemplu, în turul 2, asta înseamnă demotivarea cetățenilor, asta înseamnă posibilitatea pentru Dodon să câștige din turul întâi. Deci este aberant să spui că noi trebuie să ne batem în turul întâi cu Maia Sandu ca să nu știu ce să facem în turul 2 cu Dodon. Este absurd. Cine este președintele Republicii Moldova? Este Dodon. Cine este capul răutăților? Cine este continuatorul lui Plahotniuc în Moldova? Eu cred, Dodon. Doamne, prin urmare, noi trebuie să ne concentrăm cu toții pentru a trezi cetățenii Republicii Moldova din interiorul țării și din diasporă, că fără diasporă nu câștigăm alegerile, în așa fel încât să avem o prezență maximă la vot, conștientă, bazată pe speranță, bazată pe energie pozitivă, pe dorință de a schimba ceva. Da. Pe când cu ceartă, cum faceți dumneavoastră, îi facem să stea acasă. Dar nu ne certăm, vă spunem, 16 martie vă invităm să identificăm domnule, un candidat comun. Lăsați-mă comun. Și cu 16 martie și cu toate. Ce am auzit astăzi, eu n-am auzit în viața mea, în toată activitatea politică și cred că aici este o problemă, fie de percepție, de abordare, fie o agendă ascunsă, pentru că așa ceva nu există în logica omului simplu neavizat politic să spui că Dodon nu va fi candidat. Haideți să luăm jălim pe Dodon. Haideți să luăm susținere pe Dodon. Nu mai să jălim, dumneavoastră aberați acum. Eu vă mulțumesc. Domnule Chirtoacă, domnule Mocanu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Până la prezidențiale nu este suficient timp. Sper că inclusiv alegerile din Hâncești vor fi o lecție foarte importantă pentru cei de pe centru-dreapta. Vă urez succes tuturor, domnilor, domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Până atunci, toate bune. O seară liniștită.